Problema nu este ce vrea Igor Dodon, problema este ce vrea și guvernarea de la Chișinău și ce vrea acest parteneriat care încă funcționează între Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și domnul Plahotniuc, șeful guvernului Republicii Moldova, oricât ar suna de paradoxal ceea ce spun. Problema de fond în acest moment este că în Republica Moldova sunt doar doi actori care comunică și emit mesaje publice. Unul este președintele, al doilea este guvernul. Deci, practic, s-a acaparat toată piața politică într-un joc care le convine ambilor actori. Nimeni nu mai discută de situație socioeconomică, furtul miliardului, problemele grave cu care se confruntă Republica Moldova și asistăm la acest joc de ping-pong care putea să fie foarte ușor evitat dacă se dorea acest lucru. Igor Dodon este în Constituție șeful armatei, președintele, comandantul suprem al forțelor armate. Pe de altă parte, Constituția e relativ ambigă pentru că vorbește de anumite gesturi pe care le poate face președintele doar după consultare cu Parlamentul. Chestiunea asta, care a început de mult, de când a fost ales Igor Dodon, trebuia și putea să fie clarificată de către Curtea Constituțională. Faptul că nimeni nu s-a dus la Curtea Constituțională să clarifice care sunt atribuțiile șefului armatei și care nu sunt atribuțiile șefului armatei, nu face decât să confirme faptul că ambilor actori le convine asta. Nu se va întâmpla nimic fundamental cu Republica Moldova. Este tot neutră, nu s-a schimbat nimic, iar ideea pe care ați emis-o dumneavoastră, deschiderea biroului NATO, aș adăuga aici un bemol foarte important. Nu s-a deschis oficial. Admiter spus, s-a deschis, dar n-a fost o deschidere oficială în care să fie invitați oficial NATO, oficial ai Republicii Moldova și din alte state, tocmai pentru a nu a fi tranșant din punctul ăsta de vedere guvernul Republicii Moldova apropo de asta. Deci, ceea ce vreau să spun ca să închei prima intervenție e că asistăm, din păcate, la un joc între acești doi actori care nu vor să clarifice lucrurile, ambii câștigă din asta, Igor Dodon electorat și Partidul Democrat și domnul Plahotniuc acaparează toată piața politică, publică împotriva lui Igor Dodon. Și toate astea în perspectiva alegerilor din 2018 parlamentare, în afară de cei doi actori, nu mai trebuie să existe nimeni pe scena publică. Dar, dincolo de jocul politic, domnule profesor, chiar credeți că acest ordin va fi implementat? Adică în momentul în care armata va veni și va spune avem o invitație la exerciții militare în România, de exemplu, luna viitoare, președintele va spune nu? Problema este că nu doar președintele va spune nu. Problema este că ce va gândi guvernul Republicii Moldova s-ar putea să spună președintele. Nedorința asta de a clarifica relația cu Dodon, începând de la impeachment până la clarificarea atribuțiilor lui Dodon, permite guvernului să joace foarte duplicitar. De pildă, noi am vrea să trimitem soldați în România, dar nu putem pentru că se opune Igor Dodon. Sau, noi am vrea să sărbătorim centenarul la Chișinău, dar se opune președintele Dodon. În realitate, lucrurile astea pot fi foarte ușor făcute de către guvern, pentru că are toate pârghile la dispoziție să facă așa ceva, chiar și numirea unui ministru al apărării. Intervenția lui Dodon a fost foarte clară. Cât timp nu este un ministru la apărare. Deci guvernul ar trebui să găsească un om care să fie ministru al apărării și să încheie această dezbatere cu Dodon. Problema este că nu vrea. Asta este marele risc și, dacă vreți, marea, în opinia mea cel puțin, marea șmecherie care se petrece la Chișinău. Președintele Dodon nu are atribuții. Președintele Dodon a fost făcut președinte cu sprijinul Partidului Democrat și a televiziunilor domnului Plahotniuc. El nu are atribuții în realitate. Guvernul are atribuții. Dar de foarte multe ori Dodon rostește ceea ce guvernul n-ar dori să rostească el. Pentru noi, pentru România, pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru relația cu Moscova, cât de importantă este, de exemplu, participarea militarilor din Republica Moldova la exerciții? Republica Moldova în momentul acesta joacă la două capete, după celebrul proverb rusesc, vițelul deștept mănâncă de două ori. Deci, Igor Dodon gestionează estul, Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat gestionează vestul. Pe est, problema fundamentală a Republicii Moldova este Transnistria, care nu se poate rezolva fără Federația Rusă. Și din punctul acesta de vedere, agenda transnistriană este evident menținută. Spre vest, jocul e oricum fără miză. Republica Moldova nu se mai integrează în Uniunea Europeană, Republica Moldova nu vrea să se unească cu România
cealaltă cale de integrare în Uniunea Europeană. Prin urmare, ce dorește Republica Moldova? Finanțare de la Uniunea Europeană și atât. Ei, în acest joc, în care nu trebuie să se certe radical nici cu unii, nici cu alții, încearcă domnul Plahotniuc și într-o soi de coaliție, într-un soi de binom cu domnul Dodon, să rămână la putere și după alegerile parlamentare. Deci este un joc, o pendulare între Est și Vest, în care se transmit mesaje, fiecare primește mesajul care îi convine. Problema este că în acest moment am senzația că Federația Rusă, să mă exprim mai puțin academic, s-a prins de această chestiune și ultimul embargo care a fost aplicat de Federația Rusă Republicii Moldova a venit recent. Deci a venit recent ca un semnal ca să arate Federația Rusă că Igor Dodon o fi omul Moscovei, cum se spune peste tot, dar Moscova știe foarte bine că e și omul Moscovei, dar este și omul lui Vladimir Plahotniuc. Deci ca să închei foarte scurt răspunsul la întrebarea noastră. Nu e o miză mare, pentru că Republica Moldova nu face din NATO o miză. Faptul că deschiderea centrului NATO la Chișinău s-a făcut fără o lansare oficială care să permite, nu-i așa, cetățenilor să afle că s-a deschis acest centru și s-a făcut doar ascuns, fără mass media, fără televiziune, arată de fapt duplicitatea, din păcate, acestui guvern care lucrează într-un soi de dualitate, duplicitate, un soi de binom cu președintele. Ei cred că foarte bine în momentul acesta. Domnule profesor, o ultimă întrebare, un răspuns concis, vă rog. Spuneți că pentru Republica Moldova NATO nu reprezintă o miză, dar pentru NATO este Republica Moldova o miză? În acest moment, nu. În acest moment, extinderea NATO nu se pune. Este o miză în sensul în care Republica Moldova nu trebuie să cadă, nu-i așa, în brațele strategice și în controlul strategic al Federației Ruse. Asta joacă și Republica Moldova. Știe că nu se va duce NATO și joacă, nu-i așa, un soi de neutralitate inclusiv față de Federația Rusă. Mulțumesc. Dar miza acum pentru NATO este Ucraina și nu Republica Moldova.